An la rândul, Comuna Plandiște colaborează cu România. În cadrul proiectului de anul acesta, accentul fiind pus pe învățământ și copii, mai precis pe copiii cu dizabilități. În cadrul acestui proiect, Comuna Plandiște a primit un microbus, a cărui valoare este cea mai mare primită până în prezent din proiecte transfrontaliere. Comuna Plandiște este o mică comună care în proiecte transfrontaliere are o mare experiență. Noi am început să derulăm proiecte transfrontaliere încă din 2008, când și primele le-am făcut cu primăria și cu Casa de Cultură Bocșa și avem experiență în derularea, dar astăzi, în ziua de astăzi, am primit un echipament care este de valoare de 55.000 de euro și asta este o valoare cea mai mare care am câștigat-o datorită proiectelor transfrontaliere. Acest microbus este proiectat pentru transportul copiilor cu dizabilități care le va ușura drumul spre școală sau la grădiniță.